În fiecare zi ne bucurăm de promisiunile lui Dumnezeu care se împlinesc în viața noastră. Ne bazăm și suntem siguri de acest lucru datorită caracterului lui Dumnezeu, care nu poate să minte, care totdeauna spune adevărul și care este un Dumnezeu credincios. Am văzut că promisiunile lui Dumnezeu nu pot fi separate de așteptările Lui. Și data trecută studiam și aprofundam că promisiunile făcute trebuie ținute chiar și atunci când sunt în paguba noastră. Astăzi, încă un lucru pe care îl descoperim, în împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu, trebuie să avem credință, curăție, curaj și calm. În primul rând, în Cartea Evrei, la capitolul 11, primul verset, ni se spune că credința și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Este foarte important să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu și promisiunile pe care El ni le-a lăsat, dar la fel de important este să credem că ele se împlinesc, să avem credință. Mă gândeam că sunt foarte multe lucruri despre care am auzit, care exista și am învățat, poate la școală, poate am văzut anumite documentare. De exemplu, știu și am auzit și am învățat că uraniu există. Dar niciodată nu l-am văzut. Îmi pot imagina ceva despre el din cunoștințele pe care le am, dar încă nu l-am văzut. Mă gândeam că tot așa este și cu credința. Credința este o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Eu am certitudinea și siguranța că promisiunile lui Dumnezeu sunt sigure, sunt constructive și sunt spre binele meu. Și am această credință. Deși poate unele dintre ele nu le-am văzut. Dar am credință. Credința este foarte importantă. Am văzut că Avram, datorită credinței pe care a avut-o în promisiunea lui Dumnezeu, s-a bucurat și a beneficiat de împlinirea lor. Și rând pe rând, oamenii lui Dumnezeu au făcut lucrul acesta și încă astăzi noi putem experimenta lucrul acesta. Pe baza credinței în Cuvântul lui Dumnezeu, suntem încurajați și primim binecuvântările lui Dumnezeu, promisiunile lui care se împlinesc în viața noastră. În al doilea rând, un alt lucru care ne ajută în împlinirea promisiunile lui Dumnezeu este curăția. Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe, prea iubiților, să ne curățim de întinăciunea cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt, în frică de Dumnezeu, spune Apostolul Pavel în Cartea 2 Corinteni, la capitolul 7, în versetul 1. Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe, da, promisiuni, să ne curățim de întinăciune, de lucrurile pe care le descoperim și le știm din Cuvântul lui Dumnezeu că nu sunt în beneficiul nostru. Răutatea, minciuna, bârfa, ura, răzbunarea și multe, multe alte lucruri pe care noi deja le-am învățat din Cuvântul lui Dumnezeu. Atunci când le văd în viața mea,
prin atitudine, prin comportament, prin vorbirea mea. Atunci când acestea le văd și le trăiesc și le experimentez, pentru că sunt ispitit și nu veghez, trebuie să iau atitudine. Iar atitudinea corectă este să mă curățesc. Să-i cer iertare lui Dumnezeu și să-i cer puterea ca să fiu liber, eliberat de toate aceste greșeli care sunt în detrimentul meu și a relației mele cu Dumnezeu și mă îndepărtează de promisiunile lui Dumnezeu. Ca ele să se împlinească în viața mea. În al treilea rând, am spus că este nevoie de credință. Este nevoie de curăție. Avem nevoie de curaj. Să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre. Căci credincios este cel ce a făcut făgăduința. Găsim lucrul acesta scris în Cartea Evrei, la capitolul 10, în versetul 23. Să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre. Eu descoper din Cuvântul lui Dumnezeu care sunt promisiunile și vă provoc și vă încurajez că atunci când citiți Biblia să subliniați când găsiți o promisiune a lui Dumnezeu. Și astfel veți descoperi tot mai multe domenii din viața dumneavoastră în care practic aceste promisiuni ale lui Dumnezeu se însușesc. Și am curaj să declar promisiunile lui Dumnezeu și am să le, curaj să le spun și celorlalți că ele se împlinesc. Așa au făcut oamenii lui Dumnezeu din toate timpurile și s-au bucurat de împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu. Cei trei tineri fața cuptorului cu foc îi găsim în Cartea Daniel, capitolul 3, au avut putere să declare cu curaj în fața împăratului, care deduse porunca ca ei să fie aruncați cuptorul foc. Dumnezeu căruia îi slujim, spuneau ei, poate să ne scoate din cuptorul acesta și ne va scoate din mâna ta, împărate. Cu curaj au declarat și cu credință. Au împletit toate aceste lucruri, credința, curăție și curajul, și au beneficiat de promisiunea lui Dumnezeu și au ieșit nevătămați din cuptorul cu foc. La fel a făcut și Daniel în groapa cu lei. Nu s-a lăsat. Nu s-a compromis. Și chiar dacă a ajuns în groapa cu lei, a avut credință și curaj. Și a fost curat în atitudinea și în comportamentul lui. Același lucru l-a făcut și David. Atunci când s-a înfățișat în fața uriașului Goliat cu o praștie, el a declarat cuvântul lui Dumnezeu că vine numele Dumnezeu. A avut acest curaj să declare cuvântul lui Dumnezeu, să-L declare pe Dumnezeu ca Domn și Stăpân al Universului și că El va fi Cel care va da biruința și El va ajuta. Și a făcut. A reușit cu piatra să-L doboare pe Goliat. Deși părea imposibil. A avut curajul acesta să declare și să se creadă în promisiunile lui Dumnezeu. Și la patrulea rând am spus, deci, credință, curăție, curaj și calm în împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu. Psalmul 130, versetul 5, ne spune, eu nădăjduiesc în Domnul. Sufletul meu nădăjduiește și aștept făgăduința Lui. Am această siguranță, am credință, dar am și calm ca să aștept cu răbdare împlinirea ei. Dumnezeu a promis. Eu știu că El se ține pentru că este credincios. Căci credincios este Cel ce a făcut făgăduința, ne spune cuvântul. Și am această siguranță datorită caracterului Dumnezeu. De aceea nu mă agit. Nu deznădăjduiesc. Nu descurajez. Chiar dacă încă nu s-a împlinit promisiunea lui Dumnezeu, aștept. Gândiți-vă la Apostolul Petru. Era închis în închisoare și a doua zi trebuia să fie decapitat. Și noaptea aceea
El era în închisoare și dormea. Cum a putut să aibă această liniște, această pace, acest calm și această încredere și credință în promisiunile lui Dumnezeu și să poată să doarmă, știind că a doua zi urma să fie omorât? S-a bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, pe promisiunile lui. Și avea această pace interioară, această liniște, acest calm. Și Dumnezeu a intervenit în noaptea aceea. Și un înger al Domnului a deschis ușile temnițelor și l-a scos și l-a căruzit și a fost salvat. Eu am această credință, ca și dumneavoastră, în promisiunile lui Dumnezeu. Mă curățesc, am curajul să le declar și am și calm. Și aștept ca ele să se împlinească. Dumnezeu a promis. Deci vă sfătuiesc și vă încurajez. În fiecare din domeniile cu care vă confruntați și sunteți provocați, ispitiți, poate că sunteți descurajați într-un anumit domeniu, duceți lipsă de ceva, căutați în domeniul respectiv promisiunile pe care Dumnezeu le face. Și stați în discuția pe care aveți cu El și spuneți-i: Doamne, așa cum fac și eu în ceea ce privește vederea mea, am învățat versetele în care Dumnezeu îmi promite vindecare. Eu îți iert toate fărăgirile tale și îți vindec bolile tale, spune El în Psalmul 103. Rănile mele sunteți tămăduiți, sunteți vindecați. Și fac lucrul acesta. Îi amintesc zilnic: Doamne, Tu mi-ai promis acest lucru. Tu mi-ai promis vindecarea. Și mă cred, am curajul să declar, o fac, zilnic, și am și calm, răbdare, am pace și liniște, că El își va împlini cuvântul, pentru că este un Dumnezeu credincios. Dar suntem provocați în împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu să avem credință în cuvântul Său și în promisiunile Sale. Să ne curățăm viețile, sufletele, duhurile noastre. Cu curaj declarăm cuvântul Său și promisiunile și avem răbdare ca ele să se împlinească calm, suntem calm. Și Dumnezeu o face, pentru că este credincios. Pentru că întotdeauna a spus adevărul și pentru că întotdeauna ceea ce a spus s-a împlinit.